Municipiul Vulcan a fost declarat stațiune turistică alături de alte aproape 40 de localități din țară. Aici există construită o telegondolă spre zona turistică a pasului Vulcan. Turiștii pot să circule pe un drum asfaltat până la granița cu județul Gorj. Conducerea primăriei spune că această măsură poate duce la dezvoltarea zonei și la atragerea mai multor turiști. În județ a mai fost declarată recent ca stațiune turistică și comuna Sălașul de Sus. Demersurile autorităților locale din municipiul Vulcan au avut succes. Documentația depusă a fost verificată de cei de la Ministerul Turismului și a îndeplinit condițiile legale. Au fost și vizite în teren, după care Vulcanul a primit statutul de stațiune turistică de interes local. Da, ne bucurăm că după un an de eforturi împreună cu cei din administrația locală am reușit ca municipiul Vulcan să fie declarat stațiune turistică de interes local. Ne bucurăm că am reușit ca întreaga localitate să fie declarată stațiune, nu doar domeniul schiabil al localității. Plusul este clar pentru municipiul Vulcan și pentru locuitori, faptul că acest municipiu, stațiune de câteva zile, poate deveni mult mai atractiv, atât pentru investitori, atât pentru turiștii care caută locuri de relaxare. Turismul se poate dezvolta atât în zona montană, pasul Vulcan, cât și în zonele mai puțin cunoscute și promovate, precum Paroșeni, Dealul Babii și chiar municipiul Vulcan. Noi avem speranțe că odată cu aceasta municipiul Vulcan să fie, așa cum am spus, mai atractiv, să aducă cât mai mulți turiști, să aducă investitori care, văzând eventuale investiții și eventuale turiști care vor veni în municipiul Vulcan, să fie atras să investească la noi în localitate. Ceea ce trebuie să înțeleagă locuitorii este faptul că nu vor fi taxe suplimentare, de exemplu, la impozite pentru că este stațiune turistică, iar faptul că am devenit stațiune turistică nu are ce să aducă rău. Dacă se poate, doar bine de acum încolo pentru locuitori și pentru municipiul nostru. Există proiecte și pentru introducerea apei și canalizării în zona turistică Pasul Vulcan. Acolo este construită o telegondolă, iar drumul este asfaltat până la granița cu județul Gorj. Dorința Consiliului Unității Administrative Teritoriale din Vulcan, cât și dorința noastră, este să ne extindem alimentarea cu apă potabilă. Lucru care s-a demarat și pentru zona Pasul Vulcan, acum 2 ani de zile. Din păcate, de acum 2 ani de zile era în construcție conducta de gaz Brua. A fost complicat și din punct de vedere al realizării proiectului și al obținerii autorizației pentru construcția unei aducțiuni, a unui rezervor de înmagazinare, astfel încât tot ce înseamnă Pasul Vulcan să aibă apă. De acum 2 ani, vreau să spun că anul trecut s-au înaintat și s-au obținut până la urmă proiectul pentru Pasul Vulcan. E un pas foarte important și dacă se va găsi și sursa de finanțare, cu siguranță că lucrările pot demara. Până acum sunt atestate în țară 54 de stațiuni de interes național și peste 140 de interes local.